Pe 15 octombrie, iubitorii de teatru sunt invitați la Slatina la spectacolul O noapte furtunoasă în regia lui Alexandru Naghi. Aurelian Temișan, Ovidiu Cuncea, Adrian Nartea, Monica Davidescu, Monica Odagiu, Cosmin Vijeu și Radu Ștefan Bănică sunt actorii care joacă în această comedie plină de surprize și râsete. Repetiții, repetiții, repetiție. Dar ce plăcere, domnul Temișan, dar bună. Ce repetați aici? Repet un cântec. O noapte furtunoasă. Trebuie să o jucăm și acasă, la Slatina, nu oriunde. La Slatina? Da, pe 15 octombrie sau pe cât da, este? Pe 15 octombrie, la slătinenii mei, dragi, la oltenii mei, o să jucăm cu sala așa cum ne-am obișnuit. Da, stai să vedem dacă am filmat ceva. Uitați-l și pe Cosmin Vâjeu, cel care joacă rolul Rică Venturiano. Va fi o seară extraordinară pentru că spectacolul este o comedie extraordinară. Vă pup, ne vedem pe 15 octombrie. Spectacolul are loc la Casa de Cultură a Sindicatelor la ora 19:30. Biletele se pot cumpăra de la Casa de Bilete și pe platformele iabilet.ro și ticketstore.ro.